Domnule Diacon, au trecut 2 ani de când sunteți viceprimar al Timișoarei. Prezentați-ne un scurt bilanț cu realizări și eșecuri de până acum. Sunt într-adevăr 2 ani de când am fost ales în această funcție. E un termen, într-adevăr, de bilanț la jumătatea mandatului și e un termen în care reflectez asupra ceea ce s-a întâmplat în această perioadă. Cred că pe ansamblu realizările sunt sensibil mai multe decât eșecurile, deși există cu siguranță și acestea. Sunt realizări, sper eu, în toate domeniile de activitate pe care le-am condus în Primăria Timișoara, fie că vorbim aici de domenii pe care le-am în subordine directă, fie că vorbim de domenii conexe în care a fost nevoie de implicarea mea în diverse proiecte pe care le dezvoltăm. Dacă este să le luăm pe rând, sunt multe lucruri care s-au făcut, multe lucruri care s-au schimbat în acești 2 ani. Vorbim de direcția de mediu și de felul în care se abordează spațiile verzi în această perioadă, atât din punct de vedere al întreținerii, cât și din punct de vedere al investițiilor, că vorbim de noua direcție de școli, spitale, instituții culturale și sportive pe care am o subordine și care gestionează un patrimoniu cel puțin la fel de mare ca cel al municipalității în patrimoniu propriu. Vorbim de numeroase școli, de cele 3 spitale ale Timișoarei, ale municipalității și de destul de multe instituții culturale care sunt în subordinea Consiliului Local. Că vorbim de direcția comunicare care s-a schimbat esențial în bine și care are o performanță importantă din punct de vedere al evenimentului, dar și din punct de vedere al felului în care comunică. Sau că vorbim chiar de elemente de mai mică amploare, dar extrem de importante. Fie că e vorba de formațiunea Salvo, fie că e vorba de asistența școlară medicală care începe să facă progrese. Sunt lucruri pe care le urmărim zi de zi și în care încercăm să îmbunătățim ceea ce se întâmplă în mod curent în activitatea Primăriei Municipiului Timișoara. Pe lângă aceste elemente care sunt în directă subordine, activitatea mea a ajuns să fie în foarte multe alte domenii. Conduc 90% din comisia de licitație din Primăria Municipiului Timișoara. De asemenea, sunt foarte, foarte implicat în toate proiectele europene pe care le dezvoltăm în momentul de față. Am o semnătură de control și o activitate importantă legată de direcția tehnică. Sunt, într-adevăr, foarte, foarte multe lucruri care necesită prezența în primărie sau pe șantierele din Timișoara și pe străzile Timișoara și în contact direct cu cetățenii de la 12 la 14 ore pe zi. E mult, e adevărat că din alte puncte de vedere este o pierdere, dar bucuria de a vedea lucruri care se finalizează și vedea lucruri care până la urmă sunt în beneficiul cetățenilor este una care contează cu siguranță foarte mult. Nu ascund că există și eșecuri, sau neapărat eșecuri, dar lucruri cu care mi-aș fi dorit să mă întâlnesc mai puțin sau să mă întâlnesc într-o formulă de acțiune mult mai rapidă. Și aici vorbim în general de lucruri care țin de birocrația din instituție, care țin de legislația greoaie, care țin de imposibilitatea de a reuși să dezvolți un proiect în timpul pe care ți l-ai dori să-l dezvolți sau în timpul pe care l-ai dezvoltat în mediul privat. Pentru că în 2012 am venit în Consiliul Local și în funcția viceprimară a municipiului Timișoara, direct din mediul privat. N-am mai avut un contact direct cu statul sau, mă rog, n-am mai avut în subordine echipe în acest sens și sigur că diferența de lucru este una destul de importantă. M-am acomodat însă în acești 2 ani și cred că lucrurile încep să meargă mai bine. Lucrez cu oameni tineri, oameni competenți,
oameni dinamici din toate punctele de vedere și sunt foarte mulțumit de colaborarea cu ei. Ceea ce s-a întâmplat vineri 6 iunie, credeți că a fost un eșec sau o realizare? E foarte greu să o cataloghez într-un fel sau altul. Pentru mine au fost momente de dezamăgire, cel puțin înaintea ședinței de Consiliu Local. Au fost însă și momente de încredere și de energie pozitivă pe care am prins-o în ședința Consiliului Local, în miile de mesaje pe care le-am primit de susținere din partea oamenilor pe care nici nu i-am cunoscut de multe ori, practic toată energia care mi s-a transmis în această zi de 6 iunie, care de altfel este și ziua mea de naștere. Am și ulterior, cred că m-au oprit oameni pe stradă să-mi ureze succes în continuare, oameni pe care nu i-am văzut niciodată în viața mea. A fost o emoție puternică, nu numai pentru mine, dar cred că pentru mulți cetățenii orașului și asta, până la urmă, face ca acea ședință să fi fost o reușită. Ați făcut cumva o reevaluare a subordonaților din primărie? Am făcut o reevaluare, dacă vă referiți la momentul de după 6 iunie. Și aici, sigur, dintre oamenii apropiați din primărie, unii s-au manifestat mai vizibil în a mă susține, alții poate că au făcut-o într-un mod mai tăcut. Însă, ceea ce e foarte clar e că cei oamenii angajați în primărie sunt cei care trebuie să dezvolte acest oraș și singurele modalități de evaluare și singurele acceptabile din toate punctele de vedere țin de competența și de grija față de munca pe care o fac în fiecare zi, nu de felul în care se raportează la un partid politic sau de felul în care se raportează la o persoană vremelnic în funcție, pentru că toți suntem vremelnici în această funcție. Revenind la funcția de viceprimar, de când ocupați această funcție, ați schimbat multe lucruri, printre care și modul în care se organizează licitațiile, cel puțin la spațiile verzi. Există vreo diferență din punctul de vedere al serviciilor efectuate? Ar fi nedrept să limităm această procedură de licitație doar la spațiile verzi. Spuneam undeva mai devreme că conduc 90% din comisiile de licitație din primărie și cred că aici rezultatele au fost spectaculoase. Făceam la un moment dat un bilanț al diferenței între sumele cu care se câștigă contractele și sumele estimate și ieșise în cei 2 ani o diferență de aproape 30 de milioane de euro, ceea ce este o diferență importantă, este o economie importantă pentru bugetul local și până la urmă pentru buzunarele fiecărui cetățean. Și cred că asta se simte și în mediul de afaceri și și la nivelul cetățenilor Timișoarei, faptul că licitațiile în primăria municipiului Timișoara se desfășoară corect din toate punctele de vedere. 99% dintre ele au fază finală electronică, ceea ce înseamnă că operatorii prezenți la aceste licitații se bat efectiv în prețul pe care îl pot da pentru execuția lucrării. E un lucru extrem de important și extrem de transparent din acest punct de vedere. Dacă este să revenim la spațiile verzi, au existat modificări, deși vorbim de un acord cadru și de contracte subsecvente ulterioare. Modalitatea în sine legală de acordare a licitației este aceeași, însă împărțirea pe sectoare a fost una mai fină și un număr mai mare de sectoare. De asemenea, împărțirea pe servicii a fost una mai la fel pe mai multe servicii care au fost licitate. Sunt mulțumit de felul în care a ieșit această licitație în execuția contractului, pentru că firmele care au, sau marea majoritate a firmelor care au câștigat aceste licitații au dovedit profesionalism în execuție. Prețurile însă la licitația de anul trecut au fost mult, mult mai mici per serviciu decât cele pe care le aveam în contractele moștenite anterior. Și vorbim aici de diferențe de la 15% din prețul anterior până la 40% din prețul anterior. Cam acestea sunt procentele la care s-au câștigat
licitațiile. Și e foarte, foarte important din punctul meu de vedere. Licitațiile la spațiile verzi au avut, de asemenea, fază finală electronică. Practic, dacă nu mă înșel, pe fiecare sector, între 3 și 5 firme au rămas în această ultimă fază finală și au câștigat cei care au avut prețul cel mai mic. Serviciile, cred că, sunt bune și sunt schimbate sensibil în bine pentru parcuri, pentru zonele verzi și pentru aliniamentele stradale și cred că cetățenii pot să simtă acest lucru. Aveți în subordine și direcția care se ocupă de problemele școlilor și una dintre problemele grave sunt cursurile în două schimburi. Ați reușit să faceți ceva în acest sens? Este un obiectiv extrem de important al acestui mandat ca în cel mai scurt timp posibil copiii și elevii de liceu să poată să învețe într-un singur schimb. E un element care în momentul de față disturbă esențial și capacitatea de învățare a copiilor, dar și viața de familie. Efectiv, cred că învățământul de după amiază este unul dintre lucrurile rele, cele mai importante care se pot întâmpla unui copil și e un lucru pentru care trebuie să găsim soluții să-l rezolvăm. Sunt soluții pe care am început să le facem, pentru că dacă am fi putut să o facem de pe o zi pe alta și dacă am fi putut să avem o baghetă magică prin care să spunem de mâine toată lumea învață de dimineață, am fi făcut-o. Acest lucru nu e posibil, înseamnă construcții și înseamnă renovări importante în domeniul școlilor. Iar aceste construcții le-am început, pe de-o parte, la Liceul Grigore Moisil, unde un nou corp de școală va fi disponibil pentru elevi în septembrie, cu 20 de noi clase și Liceul Moisil va avea doar ore de dimineață. De asemenea, la Liceul Lenau, cred că am făcut eforturi supraomenești din toate punctele de vedere, pentru că acest lucru se întâmplă de asemenea din toamnă, fie că am reamenajat internatul pentru săli de clasă, fie că am început o nouă construcție pe intrarea doinei pentru clasele a 5, a 6 și a 7 la Lenau și care va fi finalizată în această vară. Iarăși, Lenau va fi un exemplu pozitiv care, începând din toamnă, va învăța doar de dimineață. Sunt proiecte similare pe care le avem pentru General 16, unde avem proiectare de extindere în momentul de față și pentru fiecare dintre școlile care au această problemă, încercând să aducem elemente suplimentare de patrimoniu pentru fiecare dintre școlile cu clasele de după-amiază în vecinătatea școlilor, pentru că altfel, probabil, lucrurile ar fi foarte simple. Să spunem celor de la liceul pedagogic că de mâine jumătate învață în liceul existent și cealaltă jumătate merg la liceul agricol în Aradului. Acest lucru e foarte simplu de spus, nu însă și normal într-o societate normală. Astfel că ceea ce facem în momentul de față este să extindem patrimoniul școlar. E un lucru important și care se întâmplă în puține orașe din România. O altă problemă legată de școală a fost cea a liceului de arte, care a fost mutat la Colegiul Tehnic de Vest. S-a dovedit a fi soluția cea mai bună în această situație? S-a dovedit la momentul respectiv singura soluție posibilă. Singura soluție posibilă pentru că de-a lungul timpului, Liceul de Arte a refuzat clădirea de la Școala Generală numărul 9, de pe Liviu Rebreanu, din lipsă de spațiu și în discuțiile pe care le-am avut cu ei, aveau perfectă dreptate. E adevărat, spațiul era insuficient pentru nevoile unei școli vocaționale de artă, care nevoi sunt speciale din toate punctele de vedere. Vorbim de colective mici, vorbim de ateliere care trebuie să-și desfășoare activitatea cu toate condițiile pentru artă. Atunci, sigur, clădirea disponibilă la Colegiul Tehnic de Vest, care colegiul a pierdut foarte mult în număr de elevi în această perioadă de după 1989, pe vremuri un liceu foarte, foarte important, mai ales că era unul dintre puținele care abordau domeniul construcțiilor. Însă, în acești 25 de ani, efectivul de elevi a scăzut foarte, foarte mult. Asta nu înseamnă
că îl vom desfința, pentru că în continuare rămâne același liceu specializat în construcții, iar școala profesională probabil că va rezolva și această problemă a Colegiului Tehnic de Vest, însă revenind, era vorba de o clădire care avea destul de multe spații disponibile și spații acceptabile pentru liceul de artă, astfel că am găsit resursele ca cele două colegii să coexiste în același, în același spațiu, însă, sigur, cu fluxul diferit și cu patrimoniul diferit din toate punctele de vedere. E o soluție care, sigur, salvează, în primul rând, foarte mulți bani din bugetul local, bani pe care altfel probabil ar fi trebuit mai devreme sau mai târziu să-i plătim către chiriași. E un lucru pe, către proprietari, de fapt, noi eram chiriași. E un lucru pe care ne-l dorim să-l finalizăm în acest mandat, pentru că acolo unde am putut, unitățile școlare nu mai sunt în momentul de față în chirie la foștii proprietari. Există însă, sigur, unul dintre liceele cele mai importante ale Timișoarei, care este în chirie în momentul de față, Colegiul Bănățean, și unde vom face, începând din acest an, demersurile pentru cumpărarea acelui imobil. Problemele cu restanțele pe care le pretindea Fundația Caritate au fost rezolvate? În punct de vedere al primăriei Timișoara și a bugetului local, problemele sunt rezolvate, pentru că primăria nu și-a însușit acel act adițional, el n-a fost semnat de către primărie. Asta nu înseamnă că încă nu, în continuare există un litigiu pe rol între liceul de arte ca personalitate juridică și Fundația Caritate pentru recuperarea, pentru recuperarea unor sume, un litigiu care este pe rolul instanțelor, dar în care primăria nu este parte în momentul de față. Lucrările la liceele Lenau, Loga și Calderon vor demara în acest an? Multe dintre lucrări au demarat deja. Pentru cele trei licee importante, atât din punct de vedere al ofertei educaționale și a numărului de elevi, dar și foarte importante pentru că sunt toate trei monumente istorice. Pentru cele trei licee avem un mix de finanțare și un mix de lucrări de execuție. Dacă vorbim de liceul Loga, prin fondurile pe care le avem la dispoziție din împrumutul de la Banca de Dezvoltare a Germaniei, în momentul de față se repară și se înlocuiește complet acoperișul, dar și planșeele. Sunt lucrările cele mai importante pentru protecția monumentului și pentru multele probleme pe care liceul Loga le avea în funcționare. Acoperișul era complet distrus. Acest lucru este în execuție în momentul de față printr-un proiect de 250.000 de euro, care va fi finalizat în cursul acestui an. De asemenea, la liceul Lenau, lucrările de reabilitare ale fațadei, dar și a curților interioare și a tâmplăriei, a sălii de sport și așa mai departe, au început în cursul anului trecut, din păcate, din cauza intrării în insolvența firmei care a câștigat licitația, ele au fost întrerupte, însă și acest proiect de aproximativ 600.000 de euro va continua în acest an. Urmează ca în următoarele săptămâni să scoatem din nou la licitație lucrările care au rămas de executat în cadrul acelui proiect și ele să fie finalizate până la începerea școlii pentru liceul Lenau, în special lucrările care afectează procesul educațional. Vorbim aici de ferestre, vorbim de holuri, vorbim de curțile interioare, urmând ca, sigur, fațada să continue în perioada următoare. Suntem încrezători că de data aceasta vom găsi o firmă care, sau e mult spus găsi, pentru că licitația este transparentă și deschisă, dar că firma care va câștiga va avea capacitatea să facă acest lucru. Modificări substanțiale, de altfel, am făcut în condițiile pe care firmele care încearcă să câștige aceste licitații în zona de monumente istorice în special și zona educațională, au făcut aceste modificări esențiale în sensul cerinței experienței similare pe monumente, în sensul unui cash flow al firmei pe perioada în care se desfășoară acest proiect și, sigur, în sensul de a nu tulbura procesul educațional. Iar următoarele licitații,
pe care le-am avut pe, din acest punct de vedere sunt licitații de succes, ceea ce ne face să credem că și aceasta va duce la un rezultat pozitiv. Ceea ce însă este de spus este că toate cele trei licee, vorbind aici de lucrări de reabilitare completă, sunt depuse pentru finanțarea europeană pe programul operațional regional. În iunie, după jumătatea acestei luni, vom avea ultimele documente de depus în faza a doua, ele au trecut de criteriile de eligibilitate și sperăm să avem finanțarea pentru realizarea tuturor celor trei licee și aici vorbim nu numai de reabilitare completă, dar și de dotarea tuturor sălilor de clase cu echipamente, cu elemente specifice. Cred că suma de aproape 18 milioane de euro pe care am solicitat-o din fondurile europene va fi una extrem de importantă și care va întregi un peisaj al absorpției foarte importante a fondurilor europene în acești 2 ani de când suntem în administrație. Să trecem acum la un alt subiect. Timișoara atinge la titlul de capitală culturală europeană în 2021. Ce pași s-au făcut până în momentul de față? Sunt pași destul de mulți pe care atât municipalitatea cât și Asociația Timișoara Capitală Culturală Europeană i-au făcut în direcția obținerii titlului de capitală culturală europeană. Vorbim însă de un proces de lungă durată, un proces care se finalizează până la urmă într-o selecție a dosarelor, dosare ce se referă în principal la programul cultural pe care îl oferim pentru 2021, dar și a elementelor de infrastructură și de susținere a populației către acest proiect. La elementele de susținere și la elementele de promovare a Timișoara Capitală Culturală Europeană s-a lucrat până în momentul de față și au fost destule astfel de evenimente, fie că vorbim de creșterea sensibilă a agendei culturale pe care municipiul Timișoara oferă timișorenilor și care este unul dintre elementele de a face cunoscută intenția noastră de participare la acest concurs și de a da o oarecare dimensiune pentru cetățenii municipiului Timișoara asupra ce se poate întâmpla în 2021 și care sunt beneficiile acestei competiții, dar și a câștigării titlului. Însă, pe de altă parte, primăria este cea care dezvoltă în momentul de față un program extrem de important pentru sectorul cultural și e vorba de definirea strategiei culturale a municipiului Timișoara până în 2025. E pentru prima dată când se întâmplă un astfel de lucru în Timișoara și e un program finanțat european și el pe programul transfrontalier România-Serbia, un program care merge foarte bine din toate punctele de vedere. Toți actorii culturali sunt implicați în dezvoltarea acestei strategii, iar cred că pentru prima dată avem un document care transcende destul de multe mandate de primar, de viceprimar, de consiliu local și care va putea asigura un fir roșu până în 2021 și după 2021 pentru cultura timișoreană în municipiul nostru. Sunt lucruri pe care toți liderii politici din Timișoara le-au asumat în întâlniri și le-au sub semnătură, au considerat cultura fi o prioritate atât pentru dezvoltarea spirituală a Timișoarei, dar și pentru dezvoltarea economică a municipiului nostru și la fel a fost asumată de către operatori culturali, de către asociații ale artiștilor, de către mai toți cei care au ceva de spus în realizarea dosarului pentru Timișoara Capitală Culturală Europeană. Eu cred că șansele noastre sunt mari și avem argumente suficiente pentru ca Timișoara să fie acest oraș, însă dincolo de asta e foarte important de spus că tot acest parcurs care permite să planificăm strategic eforturile în dezvoltarea patrimoniului cultural, dar și eforturile în dezvoltarea sectorului cultural până în 2025. Toată agenda culturală, care este evident mult, mult mai,
mult mai bogată și mult mai interesantă pentru timișoreni. Toate acestea fac parte din parcursul până în 2021, un parcurs de care, în primul rând, cetățenii municipiului Timișoara se bucură. Și asta e, poate, elementul cel mai important, sigur, dincolo de credința noastră că vom câștiga acest lucru. În lângă această strategie culturală, ar mai trebui ceva făcut pe viitor? Sau este vreun capitol la care stă mai prost, la care trebuie lucrat? Sunt foarte multe lucruri care trebuie făcute. Sunt multe dintre ele vor apărea tocmai în această strategie, pentru că toți operatorii culturali sunt intervievați, chestionați, fac parte din focus grupuri și vom putea identifica foarte clar problemele comunității culturale, dar și problemele cetățenilor orașului în domeniul cultural și ulterior să le planificăm spre rezolvare. Dar dacă vorbim de patrimoniu cultural, aici avem mult încă de lucru și încă avem zone culturale care nu și-au patrimoniu propriu și nu sunt, sigur, foarte dezvoltate încă în Timișoara. Că vorbim de industriile creative, că vorbim de artele contemporane, de dans contemporan și așa mai departe, sunt zone în care încă apelăm mult la artiști din afara Timișoarei și sunt zone pe care vrem să le dezvoltăm în perioada următoare. Practic, ce e foarte clar de transmis e că capitala culturală europeană nu este un premiu, nu e o coroniță la sfârșitul unui an școlar, ci e un efort de lungă durată pe care o municipalitate și-l asumă în dezvoltarea sectorului cultural, în dezvoltarea patrimoniului cultural, în săli de teatru, în săli de expoziție, în lucruri care trebuie construite de la zero sau trebuie reabilitate din toate punctele de vedere. Iar acesta, până la urmă, e parcursul normal într-un oraș civilizat. Dacă toate aceste lucruri vor fi puse la punct, iar experții care dezvoltă programul cultural pentru 2021 vor fi profesioniști și își vor face treaba foarte bine, eu cred că juriul internațional va aprecia și avem șanse mari de a câștiga. De ce credeți că oamenii de afaceri nu se prea implică în acest proiect? E adevărat un număr mic de oameni de afaceri care se implică. Motivele pot fi diverse. Poate că nici asociația nu a reușit să le prezinte foarte clar care sunt beneficiile pe care le avem în 2021 și în special cei din industria hotelieră, cei din industria de restaurante, de baruri, de transport. Sunt chiar foarte multe industrii care au beneficii reale din câștigarea acestui titlu. Se spunea, și datele statistice o arată, că un euro investit într-un astfel de program se întoarce în 8 euro pe care îi lasă turiștii în oraș, pe care îi câștigă economia locală, iar acest raport nu-l mai găsești foarte ușor într-un alt domeniu de activitate. Trebuie să facem eforturi cu toții majore a explica tuturor celor din lumea de afaceri a Timișoarei că e o investiție, nu e caritate, nu e sponsorizare, e pur și simplu o investiție într-un element de dezvoltare economică foarte clar definit. Acum, la final, o ultimă întrebare. După 2 ani de mandat, funcția de viceprimar este așa cum v-ați așteptat sau v-a lăsat un gust amar? N-am avut foarte multe așteptări atunci când am venit în funcția de viceprimar. Spuneam că am venit direct din mediul privat și nu aveam nici așteptări și nu știam foarte multe lucruri în detaliu despre această funcție. Nu, cu siguranță nu-mi las un gust amar. Vorbim de o funcție de decizie importantă în Timișoara, o funcție care îți permite, până la urmă, să lași ceva în urma ta și acest, cu siguranță, nu poate să fie un gust amar. O să fie un gust plăcut și, sigur, un element de mândrie, până la urmă, indiferent când se finalizează mandatul. Mulțumim!